avem în Mircea Cătărescu nu doar prozatorul pe care îl știm cu toții, dar poate mai puțin celebrat ca atare, cel mai important autor de jurnal din literatura română contemporană. Nimeni nu a ținut jurnal cu asemenea dedicație și ambiție și constanță cu care a ținut-o Mircea Cătărescu. Dacă nu mă înșel, spunea undeva că a început un jurnal, și a început jurnalul încă din adolescență și nu s-a oprit nici până acum. Un jurnal lung cât o viață de om și care a subîntins întreaga opera lui Mircea Cătărescu. Mă gândeam cu ce analogie aș putea face, pentru că e un obiect literar de o poziție fascinant și enigmatic ca orice altă carte a lui, cu ce obiecte l-aș putea compara. Și în primul rând mă gândesc la acel jurnal ca la un fel de bornă, dacă vreți. O bornă care te ajută să te orientezi în universul lui Mircea Cătărescu, deopotrivă cel privat și cel literar. Te ajută să aproximezi niște distanțe, niște profunzimi, niște înălțimi ale temelor lui, asigură cumva o hartă a întregului univers, deopotrivă, cum spuneam, privat și literar. Ții jurnalul ăsta în mână și îl plasezi pe omul și pe scriitorul Mircea Cătărescu în centrul vieții și operei lui. Vezi care sunt traseele, vezi care sunt locurile de odihnă, locurile de conflict. Ai o privire cumva de ansamblu asupra ceea ce scrie și asupra vieții lui. În al doilea rând, e un fel de microscop, pentru că citești cartea asta și încerci să vezi, să studiezi de aproape cine este acest om care scrie și, în al doilea rând, cine este acest om care spune eu. E în același timp omul și nu pe de-a întregul omul Mircea Cătărescu, scriitorul și nu e doar scriitorul. Nici unul din ei nu e cu totul, pentru că, de fapt, partea cea mai importantă și extraordinară, de fapt, cu acest jurnal e că de-a lungul tuturor jurnalelor de până acum, iată, ăsta vine până foarte aproape de noi, în el veți găsi poate cel mai important, cel mai fascinant și cel mai enigmatic personaj din toată literatura lui Mircea Cătărescu, pentru că cine citește jurnalul ăsta așteptând să-l găsească pe Mircea Cătărescu așa cum e el, se va înșela. E foarte multă literatură în jurnalul ăsta și literatura se întinde inclusiv asupra personajului care vrea să pară foarte foarte natural și foarte, foarte firesc. E de fapt, cine citește jurnalul ăsta greșește dacă îl ia foarte în serios, dar în același timp greșește și dacă îl ia foarte în tragic. E undeva un joc, dacă vreți, de identitatea, în a înțelege cine e omul care scrie și cine e omul care ne vorbește. În al treilea rând, și poate analogia care mie îmi place cel mai mult, jurnalul lui Mircea Cătărescu e un fel de caleidoscop. Știți ce e un caleidoscop? E un fel de cilindru în interiorul căruia se află câteva bucăți de pietre prețioase sau semiprețioase, câteva fărâme de oglindă și care, pe măsură ce le rotești și schimbi suprafețele sau lumina, îți dau niște, de fiecare dată, niște pattern-uri, niște imagini fascinante, în care poți citi ceva sau în care, din potrivă, te poți pierde. Ei bine, ce sunt bucățile astea de obiecte strălucitoare, colorate, prețioase, care se află în caleidoscopul jurnal al Mircea Cătărescu? Sunt părți din toată opera lui. Vei găsi în jurnalul ăsta fișe de lectură, vei găsi vise, vei găsi poeme, sunt pasaje întregi pe care, dacă le-ai așeza, ca așa cum sunt așezate în pagină un poem, ți-ai reși ceea ce știm noi că este poezia lui Mircea Cătărescu. Sunt introspecții și meditații, sunt fragmente de proză grozave. Toate aceste bucățele formează, de fapt, cum spunea Mircea la un moment dat în titlul unei cărți de publicistică, pentru că și publicistică e și o judecată permanentă sau îngrijorare cu privire la spațiul public, la ce se întâmplă în politica românească, la ce se întâmplă cu țara, cu oamenii. Sunt niște pixeli care se rearanjează pagină de pagină și îți dau o imagine foarte colorată și foarte intensă a ceea ce înseamnă tot scrisul lui Mircea Cătărescu, toate genurile pe care le-a practicat vreodată. De asta, dacă vreți, am citit întotdeauna și așa și recomand jurnalul lui ca un fel de metacarte. În el se găsesc toate
bunătății pe care le-a scris Mircea Cărdrescu și se întâlnesc nodurile, nodurile de legătură. Vezi ce se întâmplă cu omul Cărdrescu când scriitorul Cărdrescu lucrează la operă. Vezi invers ce se întâmplă cu scriitorul Cărdrescu atunci când uită de omul care este, că e absorbit cu totul în opera lui artistică. De asta spun, e foarte greu să vrei și să înțelegi, să citești și să urmărești literatura de, așa zis, de ficțiune a lui Mircea Cărdrescu fără să ai aproape ca un fel de ajutor, ca un fel de antenă, jurnalul. Jurnalul te ajută să înțelegi mai bine literatura lui și te ajută să înțelegi și pe omul Cărdrescu și să vezi de unde se naște și cum se formează întregul univers, care e destul de stratificat și complex și sofisticat.